Primele 6 autospeciale de 4 lare, 4x4 pentru teren dificil achiziționate din fonduri europene nerambursabile prin Fondul de Securitate Internă au intrat în dotarea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației. Autovehiculele noi dotate la standarde de ultimă generație sunt destinate efectuării misiunilor specifice de 4 lare în condiții off-road, fiind menite să asigure o capacitate sporită de progresiune în teren greu accesibil, având ca scop creșterea eficienței misiunilor executate și a calității supravegherii frontierei terestre. Din cele 6 autospeciale, 3 urmează să ajungă la granița Marea Mureșului cu Ucraina, la sectoarele Poliției de Frontieră Valea Vișeului, Vișeu de Sus și Poienile de Submunte. 2 la frontiera din județul Suceava, la sectoarele Poliție Frontiere din Protina și Izvoarele Sucevei și 1 la sectorul Poliție de Frontieră Negrești-Oaș, de pe raza județului Satu Mare. Autovehiculul de bază este dotat cu sistem de transmisie 4x4 pentru condiții off-road, având întreaga suspensie reproiectată, amortizoare cu capacități crescute de preluare, troliu montat în partea frontală, acționat electric și proiectoare LED cu intensitatea de 500 de lumeni pentru supravegherea zonelor de frontieră. Autospecialele sunt destinate spre a fi folosite de către structurile operative în zone cu teren neamenajat, greu accesibil sau chiar zone inundate, având o multitudine de caracteristici tehnice de înaltă performanță. Printre acestea este admisia de aer motorului supraînălțată de tip snorkel, care îi oferă capacitatea de a traversa zone inundate cu o adâncime de 80 de centimetri. Eficiența sporită a măsurilor de securitate a frontierei este posibilă printr-un substanțial suport logistic în continuare dezvoltare și modernizare, atât cu fonduri comunitare, cât și cu cele disponibile de la bugetul de stat, au informat polițiști de frontieră. În plus, una dintre condițiile de care depinde eficiența misiunilor polițiștilor de frontieră este asigurarea dotărilor tehnice adaptate la realităților din teren și dinamicii fenomenului infracțional transfrontalier. Autospecialele de supraveghere și-au dovedit utilitatea în repetate rânduri, iar Poliția de Frontieră Română continuă achizițiile pe această linie, fiind astfel un obiectiv prioritar.